Bună seara, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că și în această seară urmăriți subiectul zilei. Până la sfârșitul acestei săptămâni, părinții trebuie să se decide dacă își lasă copiii să urmeze sau nu orele de religie la școală. Evident, acest subiect a generat în societatea românească discuții, în unele cazuri chiar destul de aprinse, dar pentru a discuta despre, știu eu, argumentele pro sau contra acestei decizii a Ministerului Învățământului, alături de mine se află doamna psiholog Camelia Radu. Bună seara, bine ați venit la subiectul zilei. Bună seara. E un subiect care întotdeauna a suscitat discuții aprinse și la marginea acestor discuții niciodată nu s-a ajuns la o concluzie unanimă. Întotdeauna. Așa este și cred că mai... știu eu, mai alarmant, cred că aș putea să spun, este faptul că cele două părți nu sunt dispuse să facă niciun fel de compromis. Cei care vor ca religia să fie obiect obligatoriu de studiat în școală nu sunt dispuși să facă compromisuri, da. Pe când cei care cer ca această materie de studiu, să-i spunem în acest caz, pentru că vorbim despre școală, vor să fie opțională, iarăși nu sunt dispuși să facă compromisuri, ba chiar cer, știu eu, îndepărtarea simbolurilor religioase din școală. Dar haideți să începem cu începutul. Deci până vineri părinții trebuie să se decidă. Poate că unii au luat această decizie și au acționat într-un fel sau altul, poate alții se gândesc în continuare. Și eu m-am gândit că cel mai nimerit ar fi să ne vorbească un psiholog despre impactul acestei discipline de studiu. Nu știu, nu sună tocmai potrivit când vorbim despre religie, dar pentru că vorbim despre școală, haideți să o tratăm ca atare. Deci despre impactul acestei discipline de studiu în cazul acesta asupra unui copil. Un copil, într-adevăr, este cât se poate de impresionabil. Deși se spune că el se formează în mare măsură până la vârsta de 7 ani, totuși sunt state cum sunt Statele Unite, de exemplu, care nu permit părinților să-și lase copiii singuri până la 12 ani. Ei, chiar părinții care fac acest lucru sunt pedepsiți și ajung chiar în închisoare. De ce? Pentru că se bazează pe studiile psihologilor care arată că până la vârsta de 12 ani copiii nu au discernământ, adică ei confundă încă planul de poveste, de vis, de știu eu ce văd ei, desene animate, filme și așa, deci planul ăsta al ficțiunii cu realitatea. Ca atare, dacă îi vine să se arunce pe geam și a văzut el, că așa a văzut la desene animate, face acest lucru. Fiind foarte impresionabil, este foarte bine să ne gândim cu ce anume imobilăm noi interiorul. Este foarte adevărat că există cele 10 porunci care sunt foarte sănătoase și care, într-un fel sau altul, au migrat cumva de-a lungul secolelor și în viața laică, pentru că au ajuns principiile noastre de viață, sunt stipulate peste tot, să nu furi, să nu minți, să nu vrei bunul altuia și așa mai departe. Și ca atare, o bună parte din ceea ce gândim noi astăzi este de sorginte creștină, de fapt, și la urma urmei. Adică are o componentă spirituală, pentru că încet, încet toate aceste lucruri au migrat către... Se regăsește și în statul laic, ca să spun așa. Da, se regăsesc în majoritatea principiilor noastre morale, de viață, civice și așa mai departe. Acum, dacă religia este predată în școli, întrebarea s-ar pune cine preda această religie în școli și cum o predă. Ce anume spui unui copil? Adică am o prietenă scriitoare al cărei băiat a venit acasă, e micuță în clasa 1 și a spus: mami, mi-a spus la școală la orare de religie că pentru că tu ești tatuată o să ajungi în iad. În momentul acela, când băiatul acesta va ajunge la 12 ani sau 14 și va trece prin perioadele de formare și părintele va trebui să aibă o autoritate, undeva în mintea lui va rămâne această idee. Păi da, eu nu pot să o ascult pe mama mea, pentru că mama mea este o mamă rea care va ajunge oricum în iad. Deci atâta vreme cât cei care predau religia știu unde să se oprească, au acest discernământ, au un istoric în care au învățat ceea ce au de făcut, poate ar fi bine. La ora actuală, eu aș zice că aceste două lucruri ar fi bine să fie despărțite, în sensul că Biserica Ortodoxă ar face foarte bine, pentru că are destule fonduri și pentru că cerințele ei, în general, materiale sunt foarte mari, să-și construiască acele școli de duminică, unde copiii încă de mici
să meargă cu părinții, să meargă, dacă eu sunt ortodox, merg cu copilul meu, merg la biserica mea, mă duc acolo, am activități, copiii învață cântece, învață ceea ce au de învățat. În momentul în care eu mă duc într-o școală unde există mai multe feluri de copii și acela, unul dintre ei, cum a fost și cazul băiatului meu, era la o școală și era un băiețel mahomedan care se simțea foarte prost. Deși el nu făcea religia pentru că nu era ortodox, bine nu îi pica, el se simțea exclus. La vârsta aia, când ești mic, nu poți să discerni că de fapt nu-i vina ta. Tu nu ai nicio vină că ești de altă religie. Tu simți atâta că nu faci parte dintre ceilalți. Și la noi, cum să spun, și așa învățământul are o mulțime de probleme pe care bine ar fi să și le rezolve și sunt multe, cum să spun, grave, care țin de incapacitatea manualelor de a avea o structură în care să învețe pe copii cum să gândească. Sunt niște atunci când există manuale. Atunci când există. Faptul că nu există. Toții că faptul nici nu există. Că în mediul rural nu există nici măcar un WC, un curte. Deci este ceva sub orice critică. Și tu vii cu niște pretenții la nivel european încât îmi spui că trebuie să fie religia predată în școli, în momentul în care părinții sunt cât se poate de bulversați, biserica vine cu niște cerințe materiale care deja a cam bulversat populația în toate mediile. Și atunci întrebarea este ce faci? Te adaptezi la situația contemporană în care trăiești, la mediul în care trăiești, la, cum să spun, situația exactă, sau vrei să aplici așa ceva numai ca să fii în trend cu ceea ce se întâmplă în Europa sau în alte state? Este o întrebare bună, pentru că eu am fost uimit să descoper că ora de religie este obligatorie în 25 de state din cele 46 de țări ale Europei. În Franța, Albania și Macedonia, materia nu este predată în școlile publice, iar în restul este facultativă sau opțională. Deci în 25 de state din Europa, iată, ora de religie este obligatorie. Franța, discutam și înainte de emisiune, Franța, da. Pentru Franța putem găsi o explicație, pentru că a crescut numărul de... Da, este multiculturală, foarte multiculturală, putem spune, pentru o țară cu o istorie europeană. Da. Asta nu e ceva rău, evident. Albania are o tradiție de vreo 60 de ani de ateism. Acolo au fost închise bisericile, moscheele și atunci... Sunt generații întregi de oameni care au altfel de... Nu știu, Macedonia, care ar putea fi explicația, au fi și acolo. Da, a fost expusă unor situații conflictuale destul de mari. Cred că ne-am regăsit mai bine în modelul francez, albanez și macedonean, deoarece nici la noi lucrurile nu stau prea bine, deoarece și noi avem mai multe structuri, că se declară, nu știu cum de se declară 90% ortodox, peste 90%. Pentru că în Ardeal sunt foarte mulți catolici, sunt foarte mulți protestanți, există populația maghiară care în niciun caz nu este ortodoxă și nu știu cum de a ieșit în statistici că noi am fi 90%, deci dacă adunăm o bună parte din românii din Ardeal. Da, aici nu este vorba neapărat despre, știu eu, predarea creștinismului ortodox sau predarea creștinismului catolic. Fiecare copil, statul, cel puțin la nivel teoretic, asigură fiecărui copil posibilitatea să studieze cultul căruia îi aparține. Dacă este luteran, cum este președintele țării, și este la Ploiești, sigur că apar oarece în aplicare. Eu vă spun că în mod practic nu se asigură aceste condiții. Deci chiar nu se asigură. Ce o să facă doi copii musulmani sau doi copii care sunt mozaici sau știu eu ce, mai să zic că poate aceștia ar fi mai mulți și ar găsi un mod. Ce să facă ei, unde să se ducă, cine să învețe, cine să le dea notele respective. Este asta o... e problema cultului din care provin. Păi este... cultul ar trebui să le pună la dispoziție. Dar noi căutăm o armonie în școală deocamdată. Absolut. Încercăm să ne creăm o armonie. Plus de asta, aș prefera ca Biserica Ortodoxă să nu se mai sprijine așa ca pe o cârjă de învățământ, ci să-și rezolve ea problemele ei. Adică, degeaba îmi spui mie la școală, copii trebuie să fiți buni și să fiți nu știu cum. Nu, dacă ar fi această școală de duminică, unde ar avea un acces direct la ceea ce gândesc copiii și părinților, la cum sunt ei de fapt, educația ar fi mult mai profundă, și autentică, da, dar ar avea de a face exact cu copilul
așa cum este el, cu problemele lui, cu mediul din care vine. Nu așa, copii, dacă mergeți la biserică duminică, vă pun un 10. Sau dacă nu îl asculți pe Dumnezeu, o să-ți fac o cicatrice în inimă. De unde apar toate aceste lucruri? Sunt, dacă îmi permiteți, sunt probabil cazuri nu știu izolate. Dacă sunt atât de izolate, pentru că fanatismul ortodox este totuși destul de renumit, ca să zic așa. Eu aș fi vrut ca biserica să-și rezolve această problemă cu copiii, să-i aibă, nu la modul formal, ținem o slujbă sau le predăm acolo câteva cuvinte, le dăm un extemporan, ci efectiv să fie mai aproape de copii, prin activități, prin tot ce ar putea să facă în școlile de duminică. Și da, ar putea să le pună note acolo, pe ceea ce fac, pe cum se implică, pe interactivitatea respectivă. Pentru că, eu vă spun, în contextul actual, este dificil. Și așa ca o impresie, cum să zic, o mică, dacă te gândești așa ca să ai o viziune asupra situației, uneori ai impresia că, pentru că acum 15 ani sau 20 de ani în urmă, nu, cam 15, au fost introduse acele manuale de învățământ civic, unde copilul mic, de clasa 1, a avut ocazia să afle despre drepturile copilului, despre dreptul de a avea un... toate drepturile lui în familie și în societate. Acești copii au crescut acum și au 20 și ceva de ani. Și acești copii au început să iasă în stradă, să fie foarte conștienți de ei și să-și ceară drepturile. Ce anume nu ne convine la acești copii? Deci nu ne convine pentru că ei, indiferent ce meserie ar avea, au o atitudine foarte clară. Ei știu ce să ceară acestui stat și acestei lumi în care trăiesc. Nu mai sunt așa cum îți ia. Și atunci, bun, nu asigurăm toate condițiile în învățământ, nu asigurăm, cum să spun, un bun manual, nu învățăm să gândească, dar hai să învățăm să fie ascultători, pentru că asta e prima poruncă în creștinism, nu? Să fie ascultător, să înveți să asculți de Dumnezeu. Deci să învățăm să fie ascultători. Unde duce asta? Deci unde duce dacă eu pe partea asta nu mi-asigur unui copil tot ce îi trebuie ca să-i dezvolt gândirea, dar pe partea cealaltă îl învăț să fie ascultător? Oare nu ajung la un fel de turmă peste 20 de ani? Deci e o întrebare. E o întrebare. Sigur că e o întrebare pe care mi-o pun. Dacă eu aș fi ca în Olanda, dacă aș fi ca într-o țară civilizată, unde învățământul este asigurat, unde ți înscrii copilul la școală bună de când s-a născut, ca în Suedia, unde există, nu sunt în clasă 35 de copii, ci sunt 15 sau maxim 20, au manuale extraordinare, învățământul nu se schimbă tot timpul după bunul plac a unui ministru nebun care are el orgoliu să rămână scris undeva că a schimbat ceva în învățământ, da? Deci când totul este stabil, ca în Anglia, că nu s-a mai schimbat nimic de ani de zile și totul merge strună, atunci da, înțeleg, eu am un sistem de valori, mă raportez la el și în acest sistem de valori este, cum să spun, sus, dacă e să mai iau după piramida lui Maslow, da? Sus de tot este învățătura spirituală și am nevoie de ea. Dar e ca și când aici la noi mi s-ar spune, nu ai nevoie de pantofi sau de cizme că ți-e frig, dar poate îți dau un guler de blană. Și este, asta mi se pare ciudat. Înțeleg ce spuneți și vreau să mă întorc la ce ați spus dumneavoastră un pic mai devreme cu da. Ascultarea și turma. Și din câte știu, în perioada interbelică, de exemplu, da. Religia era obligatorie în școlile românești. Da, și era. Despre tinerii crescuți în acea perioadă, de la Eliade până la, nu știu, oricine vreți. Până la tatăl meu, de exemplu, da, care la ora de religie mânca foarte multă bătaie. Alții mâncau la matematică, să spunem, ca da. Să împăcăm toate părțile. Numai turmă n-au fost săracii. Că au murit și prin munți, au murit și prin pușcările comuniste, pentru că au învățat ascultarea, dar nu față de neapărat față de stat, instituțiile statului, oricât de schimbătoare sau de tiranice ar fi, ci față de Dumnezeu. Da, ascultarea față de Dumnezeu, într-adevăr, au fost cei mai mari intelectuali, dar pe partea cealaltă, ce matematică se făcea atunci și ce fel era tot învățământul nostru românesc. Deci cum să spun, toate erau foarte bune. Și atunci sigur că atunci îți permiți, cireașa de pe tort, domnule, îmi permit să am și să ajung la apogeu, să ajung acolo, să am și această formare. Pe de altă parte, da, ei spun da, țăranii români,
Înainte erau foarte credincioși, se duceau la biserică, munceau și din cauza asta erau. Acum sunt niște oameni care nu mai fac nimic, stau pe acasă așa și nu mai fac nimic. Uneori e așa, uneori nu. Sigur, generalizările nu sunt bune niciodată. Unii stau pe acasă, alții muncesc de dimineață până seara, sigur, ca și la oraș. Și dacă totuși se face religie în școli, poate ar trebui să se facă de la o vârstă mai mare, atunci când copilul poate să aleagă. Deci după vârsta de 13 ani, în liceu, în gimnaziu, în clasele mari, în momentul în care îl poate să gândească și să înțeleagă și să facă diferența între unele aspecte care îi sunt spuse acolo uneori nu, cum să spun eu, nu atât de clar și de frumos, pentru că se pare că sunt foarte multe generații din astea de profesoare, de profesori care au apărut și care au fost poate nu tocmai la... bine pregătiți. Nu, da, nu sau nu tocmai, toți tocmai nu. Bine pregătiți, de alcă exemplu, unii sunt foarte bine pregătiți. Eu vă dau un exemplu personal. Băiatul meu cât a avut la școala unde a învățat un preot tânăr, foarte vesel, foarte simpatic, care încerca să îi facă să înțeleagă că viața e frumoasă. E frumoasă, merită să o trăiești, Dumnezeu e cu noi, trebuie să avem speranță, să fim... N-a avut nimeni nicio problemă, nu era aspru, îi iubea pe toți, era extraordinar omul acela. Și este și sper să fie în continuare așa cum îl știu. La un moment dat a venit o altă doamnă profesoară care nu a mai plăcut copilor și a venit băiatul meu acasă și mi-a spus: îmi pare rău, dar nu merg la ora de religie, mie nu-mi pune nimeni note dacă e mai prost ca mine. Și zic, cum poți să spui așa ceva eu? Da, pentru că, cum îmi spunea mie, scriți, hai scriți, și nu știe limba română. Sunt foarte multe aspecte care nouă ni se par... Nu știu dacă izolate, dar nu putem generaliza. Dacă un putem profesor să generalizăm, de ce? Pentru că este vorba despre o cunoaștere de o finețe extraordinară. Aici nu poți să te joci să spui, a, profa de română nu e așa grozavă ca cea de anul trecut. Nu poți să spui așa. Aici vorbești despre Dumnezeu. Dacă tu vii să-i ceri ceva unui copil să fie mai presus decât sunt părinții lui, decât poate el să fie, să încerce să fie, să fie un model, tu trebuie să fii o persoană într-adevăr bine educată, de bine ancorată. De acord cu dumneavoastră, sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră. Are biserica astfel de persoane? Din moment ce există deja, da, eu am o prietenă. Are societatea română astfel de persoane? Uneori are, alteori n-are. Cred că selecția nu este făcută cum trebuie. Procentul profesorilor buni sau apropiați de elevi e același la fiecare dintre materii. Știți de ce? Aș putea să vă răspund cu un contraargument. Așa. Știți că de curând, din păcate, aici, foarte aproape de noi, în Ploiești, la unul dintre liceele, de tradiție putem să spunem, un domn profesor cu o vârstă respectabilă, cu o carieră în spate, a fost prins luând șpagă, un cuvânt foarte la modă, din păcate astăzi în România, și ce credeți că lua șpagă? Nu ajunsese la nivelul de milioane de euro, e adevărat, dar lua cartușe de țigări și sticle de whisky. Ca pe vremuri, adică. Acum mă gândesc, nu știu cât rău îi face un profesor nepregătit sau total antipatic de religie unui elev, habar n-am. Dar mă gândesc că acest profesor a făcut rău unor generații întregi, pentru că acești liceeni care i-au dat cartușele de țigări și sticlele de whisky au învățat că așa se rezolvă totul în viață. A mai crescut o generație de din ăștia care îi vedem acum la televizor plimbându-se la DNA. Asta nu înseamnă că materia pe care o preda domnul profesor să o facem opțională. Pentru că un domn profesor, un om a greșit. A greșit grav, este foarte adevărat. Dar asta nu înseamnă că materia are de suferit. Sau că în materia aceea nu este predată de niște oameni extraordinari. Presupun că sunt mulți profesori foarte buni. Da, vorbind așa și încercând să dăm la o parte cazurile particulare, ajungem la un moment dat să vedem generalitatea, care iarăși nu e bună. Pentru că în momentul acela vorbim despre matematică în general, dar matematica e predată de o persoană anume. Sigur. Bun, și eu vorbesc despre religie în general, cu care n-am nimic împotrivă. Eu mă înțeleg foarte bine cu preotul meu de la biserică, eu sunt creștin ortodox, acum sunt în post, de exemplu. Așa, dar respect opinia băiatului meu, care a spus că nu e atât de convins de acest lucru și argumentele lui au fost, asta vreau să vă spun, foarte practice. Deci au fost la obiect cu lucruri care se întâmplă. Deci, da, eu, știți ce se matematica. Schimbă acum? Matematica este o disciplină, nu mă învață să am caracter.
Și eu pot să mă gândesc că profesorul meu nu e bun, dar matematica în general e grozavă. Dar în momentul în care cineva se ocupă de structura mea cea mai fină, cea mai delicată, de sufletul meu și vrea să mi-l formeze, acolo este și mai problematic. Are Biserica Ortodoxă la ora actuală sau așa capacitatea să aducă niște oameni exemplari și răbdători și care să înțeleagă generațiile actuale și să nu spună, știi, mama ta va ajunge în iad? Știți ce se schimbă de vineri încolo? Până acum, toți copiii erau așteptați la ora de religie. Da. Dacă cineva nu voia, un părinte nu voia ca fiul sau fiica lui să participe la această oră, făcea o cerere și copilul era scos de la ora așa de religie. Este, da. Restul părinților, dacă voiau să-și lase copiii, nu era nicio problemă. Acum se schimbă. Exact viceversa ca în Caragiale. Dom'le, dacă vrei la ora de religie, trebuie să faci o cerere. Iar dacă nu vrei, nu faci niciun fel de cerere. Și știți, acum s-a făcut un sondaj, 85% dintre părinți vor la ora de religie. Acum, sigur, tirania majorității, nu? Că așa mergem și la vot, așa se iau în multe domenii din țara asta. Eu se iau deciziile. Eu vă spun că acest vot, cred că cuprinde în el ceva de genul. Eu nu mai pot să-mi stăpânesc copilul, școala nu reușește să-l stăpânească, nu există metode de a-l face să devină mai bun și să nu mai stea toată ziua cu tableta în mână și nu știu ce, lasă că face religie și sigur va ajunge mai bun. Da, știți că dacă nu, deci este... nu, eu nu sunt în stare și nici profesorii, aștept miracole de la profesorul de religie. Da, dar ei așteaptă miracole de la... acești, un pic de naivitate, aș da, putea este, spune. Și este și de pasarea responsabilităților. Dacă eu nu mi-asum responsabilitatea să am grijă de copilul meu, să-l duc pe drumul cel bun, aștept de la altcineva, da. Fie el și profesor de religie. Și vreau să vă spun că mai există, acum școala de bani buni funcționează după acel parteneriat public-privat, între părinte, copil, școală, da. Așa. Un parteneriat public-privat nerecunoscut oficial. Nerecunoscut oficial, că asta e problema. Bun, să se facă un astfel de parteneriat și cu biserica, în care ea să-și asume faptul că se va ocupa, dar după ceea ce spunea Iisus, lăsați copiii să vină la mine, deci cu dragoste, și nu cu așa trebuie să învățați, că altfel vă pedepsește Dumnezeu. Dacă tu îl înveți de mic pe copil, și eu n-am garanția, nu știu, dacă cum a fost prietena mea care e scriitoare de la București, nu am garanția că acel copil va nimeri pe mâna unui preot bun sau unui profesor care vine și spune așa ceva. Nu am această siguranță. Pe de altă parte, eu nu vreau să arunc cu pietre în ei. Sigur că mi-ar plăcea și mie un stat, cum să spun, bine organizat, cu un sistem de învățământ extraordinar, în care școala să fie, să știi odată pe ce te bazezi, în care se predea religie în școli, dar cum, cu picătura, nu... Unii, deci e așa, cumva, la libera... Cum îmi spui, îți spun un 10, ce diferență între profesorul de matematică de care spunea Scăloamită și un profesor care spune, dacă ne întâlnim duminică la biserică, vă pun un 10. Nu este tot un șantaj? Fără foloase materiale, să spun. Da, fără, da, dar spiritualele învață că... se poate obține și altfel. Dacă ar fi spus, uite, în loc să facem ora de religie în felul ăsta, o facem la biserică. Vorbim cu preotul de acolo, care sigur are multe de spus și așa, și facem o oră de religie acolo, stăm la slujbă, vedem practic cum se întâmplă toate, participăm împreună, ne bucurăm împreună. Era altceva, dar nu așa condiționat. Da, înțeleg punctul dumneavoastră de vedere și, v-am mai spus, vă dau dreptate. Dacă s-ar putea găsi această metodă ca aceste ore să fie frumoase, să fie pentru a crea speranță în oameni, pentru a... Și nu așa, hai să desenăm, să mai punem aici, avem unde-i crucea, punem nu știu ce, să învățăm o rugăciune care să merte Dumnezeu, este atât de fadă, e veche, de prin nu știu cât, limba română s-a schimbat între timp, ea e mai cioantă, așa, nu are o spiritualitate cum e mica rugăciune, poate singura scrisă de Eminescu și care către Maica Domnului și care este atât de frumoasă. Și avem poezii de readugire, avem poezii atât de frumoase. Sunt foarte mulți scriitori contemporani care scriu poezie în care își arată credința față de Dumnezeu. De ce nu sunt folosite aceste materiale? De ce, cum să spun, se merge din pe un tipar motiv, vechi? Pentru care în Marii Domnitori ai României
nu prea aș mai găsesc locul prin manualele de istorie decât așa, pe vreo 2-3 rânduri, probabil din același motiv în care manualele de limba română nu au omis așa, au uitat de niște mari scriitori români, da. Probabil că, probabil că. Și atunci... Nu știu dacă cineva... poate să dea un răspuns logic și argumentat la această întrebare. Da, eu nu m-aș sprijini ca părinte pe această naivă gândire. Mai avem mai puțin de 30 de secunde. Dacă copilul meu face religie, deci eu n-am nimic împotrivă, fiecare să opteze pentru ce vrea. Repet, până la 12 ani un copil este foarte ușor manipulabil și părerea mea este că după această vârstă ar trebui să se facă religie, dar ar trebui să se gândească bine părinții și educatorii dacă trăind cu această iluzie că biserica îi va salva din ceea ce ei nu fac, educația în familie și educația la școală, este un adevăr sau e doar o iluzie de care se agață ca să se spele pe mâini? Am înțeles. Vă mulțumesc, doamna Radu, pentru prezență și pentru această discuție purtată în fața telespectatorilor noștri. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi în această seară. Mai aveți timp până vineri să optați dacă vreți sau nu ca fiul sau fiica dumneavoastră să participe la orele de religie de la școală. Ne vom revedea mâine seară la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!